8 membri ai organizației neguvernamentale Hyde Park au fost reținuți astăzi în timp ce pichetau 3 instituții. Este vorba despre sediul delegației Comisiei Europene, Ambasadei României și Ministerului de Externe. Organizația protesta față de procedura îndelungată de obținere a cetățeniei române și față de refuzul autorităților moldovene de a deschide consulate românești la Bălți și Cahul. Irresponsabililor, mincinoșilor, incapabililor, demagogilor, așteptăm demisia ministrului Stratan. Poliția vă deranjează. Aveți autorizație pentru protestul? Noi am anunțat primăria. Vreau să vedem unii autorizația toate ideile. Noi am anunțat primăria cu 2 săptămâni în urmă. Noi am obținut interdicții de la primărie, dar am contestat-o în judecat. Stratan, demisia! Am ajuns să ne ia poliția pe sus. Ce mai mai e? Nu trebuie întâi să dați voi. Sunt încălcate drepturile oamenilor! Comuniștii! Comuniștii! Nu e plecat! Protestul neautorizat de primărie nu a durat mai mult de 20 de minute. Protestatarii aflați în fața clădirilor Ministerului de Externe, Ambasadei României la Chișinău și a delegației Comisiei Europene au fost reținuți și duși la Comisariatul General de Poliție, unde au fost ținuți timp de 8 ore. Membrii organizației Hyde Park au protestat față de ceea ce asociația califică drept discriminarea etnicilor români din Republica Moldova și irresponsabilitatea cu care misiunea diplomatică română tratează cetățenii și etnicii români din Republica Moldova. Hyde Park reclamă de asemenea și lipsa de reacție a Uniunii Europene în această chestiune. Anterior, liderii organizației au criticat modul în care sunt emise vizele la Consulatul Român din Chișinău și procedurile îndelungate de redobândire a cetățeniei române de către moldoveni.